Dragi prieteni ai canalului nostru de YouTube Dresaj Canin Profesional, am ajuns la Timișoara. Am ajuns la Timișoara și astăzi vom avea un dialog excepțional cu un specialist în dresajul de competiție și în locația aceasta cu o căldură aparte, la Hotel Aurelia, vom avea dialogul pe care voi îl așteptați, bineînțeles ca pe toate celelalte, pentru a afla informațiile de rigoare și pentru a ști ce să alegeți atunci când e vorba de specialiști în dresaj, despre ce câini vreți să aveți alături ca să începeți sporturi canine sau să-l dresați la un nivel de top. Și ne-am întâlnit astăzi, bineînțeles, cu prietenul nostru, Sebastian Trenca. Salutare, Sebastian! Ciao, ciao pentru toată lumea! Sebastian este un specialist în dresajul canin și nu în orice fel de dresaj canin. O specialitate aparte este acest IPO. Acum se numește IGP. Din ce motiv se numește IGP? M-ai prins. S-a schimbat regulamentul. Cum să zic, în dresajul de sport evoluează. Și când evoluează și arbitrii, pentru că se prind arbitrii de trucurile conductorilor. Și atunci... Sunt trucuri, de-abia aștept să-mi povestești de câteva trucuri din sportul vostru. Și preferat. Atunci, bineînțeles că se schimbă regulamentul, dar s-a mai schimbat regulamentul și din alt motiv. Acum 30 de ani, la un campionat mondial, erau în jur de 60-70 de concurenți, acum sunt 100. 50-60. Deci sportul acesta prinde cât mai multă ce mai multă popularitate. Proporții mari, da. Mulți zic că e sportul rege al kinologiei. Al dresajului. Dar da. Nu este totuși un sport greu, adică nu trebuie să depui un efort anume, ca timp, ca, eu știu, bani, ca știință până la urmă. Absolut, absolut. Este un sport, pot să zic, un mod de viață, mai mult decât sport. Noi ne cheltuim mult timp și bani să facem acest sport, dar îl facem de drag, îl facem pentru că ne place. Ne place mai mult decât să, eu știu, să mergem la mod, să stăm 3 ore la o cafea. Da. Mai bine ieșim pe teren și muncim un pic cu câinii. Nu de aceea se numește sport până la urmă. Da. În loc să te duci să alergi să faci jogging 50 de ture de teren de fotbal, mai bine te duci pe un teren de antrenament, ești cu câinele alături și te miști. Apropo de treaba aceasta, nu se rezumă doar la hobby, corect? Este o pasiune în sine, pentru că dacă nu ai această pasiune, bă, nu poți să-ți dedici atâta timp acestui tip de sport, corect? Absolut, da. Îmi pui întrebări la care îmi dai și răspunsul. Nu, știi de ce? Știi ce spuneam? Știi că noi suntem o mână de oameni, ne știm chiar dacă suntem la distanțe aici mari, în țară. Da, și dar, cu infrastructură proastă să ajungem greu unul la altul. Nu, știi că s-au mai făcut niște autostrăzi, așa, mai cazi de pe ea, după aia te urci înapoi, următoarea. Da. Dar vorbeam cu prietenul nostru de la Baia Mare, care este un practic coleg de-al tău în sportul canin, Ovidiu Catrinoiu. Și la fel, până la urmă, el spunea că, băi, să faci asta... Trebuie ceva din interior, pentru că să faci asta nu este doar așa, că știi, vreau să fac și eu, că e în trend. Nu-i greu de făcut. Dacă îți place, nu e greu de făcut. De fapt, în viață, cred că nimic nu e greu dacă îți place. Sport, pentru mine, că vorbesc din punctul meu de vedere,
Este dialogul nostru acum. Da. Suntem la noi pe teren. Este un mod de viață. Este ceva de toate zilele. Așa îmi cumpăr câine ca să fie bun pentru sportul ăsta. Așa îl cresc ca să fie bun pentru sportul ăsta. Deci, cumva îl pregătesc de mic pentru viitorul lui. Acum ne-a venit pandemia și ne-a cam dat în cap cu competițiile, dar să sperăm că trece și o să reluăm. O să te întreb un lucru mai încolo în dialogul nostru despre tipul de câine potrivit pentru sportul ăsta. Că da, e mult de vorbit. E mult de vorbit și de-abia aștept să ne povestești. E vorba de câinele complet. Corect? Care te poate ajuta în orice fel de lucruri ai vrea să faci și în sportul ăsta se fac lucruri. Dar până atunci, hai să le spunem oamenilor cum ne-am cunoscut noi. Ei, de unde a început toată această nebunie frumoasă cu unitatea noastră? Păi, din câte țin eu minte, prima oară ne-am văzut la Macea. Veșnica Macea, știți că Macea este leitmotivul existenței noastre de undeva din 2006 încoace. Macea a fost, din punctul meu de vedere, cel mai mare eveniment și cel mai important eveniment kinologic făcut vreodată în România. Și din ce punct de vedere? Adică ce te face pe tine să spui asta? Tu știai de mine până atunci. E, vezi, corect. Uite, este un argument solid ăsta, corect. Probabil nici nu aflam unul de altul, dacă nu exista Macea sau... Bine, probabil dacă nu ar fi fost Macea, ar fi fost altceva și tot s-ar fi întâmplat, pentru că nevoia era mare. Și cred că ăsta este și motivul pentru care atunci ne-am adunat atât de mulți și s-au legat și prietenii strânse. Vreau să zic că în perioada aia eu mă credeam cel mai bun dresor din zonă. Foarte tare, da. Și ca să vezi ce ce aduce. Și s-ar putea să mă regăsesc în ce spui tu, dar e perfect. E important să împărtășim. Ca să vezi ce aduce faptul că ți se deschide o lume și cunoști alți oameni și ai și puțină inteligență, îți dai seama că, bă, mai e loc. Că nu ești acolo unde ai crezut. Și cred că pentru mine asta a fost cel mai mare avantaj. Că te-a motivat să te urci am ajuns cu picioarele pe pământ, da? Am aflat unde sunt, am văzut că sunt alții care mă știu mult mai multe ca mine. Și te-au provocat. Și m-au provocat. Nu știu, nu neapărat ei m-au provocat. Ce făceau ei m-au provocat. Felul în care arăta ceea ce făceau ei. Ce făcea Horațiu Lucaș, ce făcea Caraman. Erau chestii care eu nu le văzusem până atunci. Da. Și mi se pare că am depășit cu brio momentul ăla. Foarte interesant, da. Dar ai depășit cu brio momentul ăla și ai rămas cu memoriile acelea deosebite ale acestei întruniri mega, da, adresorilor din absolut toată această țară și să ne dăm seama întrebare, băi, există unii și în sud acolo. Eu uite și pe ăla de sus din nord. Și ce-o mai făcut și asta nu Macea au făcut, asta au făcut tentativele de dinainte de a se înființa clubul de dresaj Vililand. O mai fost o întrunire în Timișoara înainte, unde l-am cunoscut pe Cocu. Nu mai știu, am mai cunoscut pe Cocișoatilo, l-am cunoscut acolo. Și ne-a făcut și această întrunire și Macea ne-a făcut să colaborăm între noi. Eu am colaborat foarte mult. Când aveam o problemă, îl sunam pe Horațiu, bă, tu cum faci când ai așa? Îl sunam pe Cocu, bă, tu cum faci când ai așa? Cu tine am vorbit mai puțin, dar cu Catrinoiu am vorbit foarte mult pe tot felul de teme. Asta este foarte important, pentru că, de exemplu, poate cu mine puteai să schimbi impresii despre experiența dresajului, nu neapărat în sportul pe care îl faci, ci în ce înseamnă abordarea pet training-ului. Da, practic, da, da. Adică asta o să zic, că ne-a ajutat și viața de zi cu zi, pentru că dăm de probleme și în sport, căutăm soluții,
Dar dăm de probleme și în munca noastră de zi cu zi, în rezolvarea problemelor de comportament, în ce înseamnă dresajul de companie. Și cred că aici a ajutat. Mă gândesc că și tu ai colaborat cu alții tot pe tema asta. Și aici ne-a ajutat să ne autodepășim și să evoluăm cu toții. Prima mea experiență majoră vis-a-vis de colaborarea cu cineva, da, asta se întâmpla în 98 în vară, a fost când eram la armată, la școala de dresaj la Ciorani și unde eu cu cățelul făceam tot felul de lucruri, când vine momentul ca subofițeri din toată această Românie, de la Grăniceri, să vină acolo pentru un stagiu. Unul dintre ei, cine să fie decât Nica Nicolae, prietenul nostru de la Constanța, cu care de altfel am avut un dialog, puteți să-l vedeți acolo sus în playlist, un dialog extraordinar despre câinii militari. Câinii legendari. Să știi că am avut și eu cartea aia. Ai avut-o, aia da? Voastră, nu da. Te-ai impresionat? Ba da, deci doar că aveam vreo 14-15 ani. Am primit-o de la unchiul meu, care era grănicer, eram major pe acolo și au avut acces la cartea aia. Tu și Cunica, norocos și trupei. Deci l-am cunoscut și probabil că a văzut și el ceva în mine, că dacă tot stătea acolo, după programul de rigoare, noi stăteam mult de vorbă. Uite cum vorbim noi, ne plimbam prin unitate, vorbeam și omul deschis. Asta e frumusețea, că am descoperit un om deschis către a împărtăși experiență și asta fără niciun fel de strângere de inimă, așa că altul ar putea fi mai bun, altul ar putea ști mai multe. El este deschis, este un om deschis și asta am descoperit de atunci și a rămas așa. Unul din lucrurile basic, tu le știi, bineînțeles, sunt sigur că știi despre ce vorbesc în momentul în care voi spune acum, a fost când dăm manșon câinelui, când facem formarea aia de mușcătură pe manșon, toți de la acea școală de dresaj, probabil era dresajul clasic, la un moment dat începeau să zmulcească câinele, să-l facă să lase manșon, adică îl trimitea, trăgea de el să dea drum la manșon, fugea și venea următorul cu câinele și mușca din manșon respectiv. E, Nica mi-a spus o chestie. Băi, nu, deci te duci, dai drumul câinelui și îi lași manșonul. Băi, ești nebun! Da, frate, când am zis, bă, cât sens are! Apropo de împărtășirea asta, știi? Da. Și m-a fascinat și de acolo au venit o mie și una de alte experiențe plăcute, aflate din gura tot unui specialist în dresaj și unul vechi. Acum să zic, ca idee de a împărți, a împărtăși experiența. Eu sunt de părere că tu poți să știi tot ce știu eu, tot nu o să faci un câine cum îl fac eu. O să-l faci cum îl faci tu. E amprenta aia personală. Exact. Corect. Pentru că tu, nu neapărat, oricine poate să meargă la câte seminarii vrea, poate să meargă la cei mai buni dresori din lume, nu poate să preia un sistem de dresaj să facă copy-paste. Corect. Pentru că nu ești tu omul ăla. Tehnicile sunt cumva asemănătoare, dar foarte asemănătoare. Ele sunt modelate pe personalitatea ta. Și la sport, și la dresajul de companie. Tot reflexe formezi și aici și acolo. Doar că în sport aceste forme a reflexelor sunt duse la perfecțiune, da. Adică acolo tindem. Iar în dresajul de companie nu contează cum se pune câinele în anșez, contează să se pună la prima comandă, atât. Unele lucruri țin de experiența personală și acum te-aș întreba pe tine, apropo de experiența personală, când a început ție să-ți placă sportul ăsta, când ai vrut cu adevărat să intri în el și să-l devorezi? E o poveste lungă. Hai să încep așa. Eu când am ajuns în Timișoara, am vrut să mă fac specialist în comportament canin. Doar că nu exista specializarea asta. Adică la vremea respectivă
Eu știam că există acea știință denumită etologie pentru că mă pregăteam să dau admitere la Facultatea de Medicină Veterinară în Ungaria și ungurii în programa de liceu la biologie așa, au și parte de etologie. Deci foarte tare. La chimie. Ceea ce e bine că la noi pare că nu există. E. La noi nu e. La medicină veterinară. Acum cred că este la medicină veterinară această... Ba, sigur este... Nu mă pronunț asupra. Ești încă sceptic. Așa. Bun. Deci, ideea a fost în felul următor. Am venit la Timișoara, am vrut să fac asta, nu s-a putut și am zis, bă, fac și psihologie, fac și veterinară și le adun, iese ce vreau eu. Foarte tare. Nu a fost așa. Plus că nu mi-a plăcut veterinara, pentru că acolo vezi animale bolnave și mie nu mi se potrivește chestia asta. Nu mi se potrivește. Și atunci, după colegiu, am terminat cu veterinara și am început să contactez dresorii de aici să intru și eu în de dresaj mă ocupam și înainte, ca copil fiind. Înainte de a veni în Timișoara, deci în Sighetul Marmației. Eu fac paranteza asta cu medicina veterinară și după aia, bineînțeles, să-ți continui ideea. No, bine, mi-a eu... adun până atunci ideile. Da. Păi, de fapt, este povestea ta, nu trebuie să-ți da, ce idee. Da. Lumea îmi spunea când vedea că stau cu câini, eu stăteam cu maidanezii mereu, eram rupt în genunchi, eram întăvălit cu câini prin țărână la un moment dat. Dar până atunci erau maidanezii, erau tovarășii mei. Și atunci lumea spunea, păi dacă îți plac câinii atât de mult, de ce nu te duci și tu să faci medicină veterinară, facultatea? Nu vreau să mă duc să fac facultatea de medicină veterinară, să-i înțep pe toți în fund și să mă urească câini, eu vreau să mă iubească câini. Da. Ăsta a fost motivul pentru care nu m-am dus. Da. Și acum să continuăm. Vreau să zic că în liceu am avut un prieten care era veterinar și pe vremea aia încă se cupa urechi la Doberman. Eu eram fan Doberman și mergeam cu el la cupa de urechi. N-aveam nicio treabă atunci. Problema mea a venit în ultimul an de colegiu când... Bine, și am avut probleme cu sistemul de învățământ în sine, care m-a era dezgustat. Era cam învechit, așa, cam da, retrograd. Da. Și, în fine, mi-am făcut lucrarea de diplomă din boli de piele, sunt foarte urâte, și m-a distanțat foarte tare de veterinară. Și atunci am zis, bă, nu asta e de mine. Între timp, am început deja să, că, ca student trebuia să trăiești în Timișoara și să mai dresez câte un câine pentru bani și mie mi-a plăcut chestia asta. Și pe vremea erau doi mari dresori în Timișoara, domnul Peti și domnul Simi, domni care nu se... Domnul Peti, pe da, care e foarte posibil să-l fi cunoscut la Adi pe terenul de Mondiorin. Cu siguranță. Da, ce personaj, da. Ce drive are în el. Ai văzut, ai văzut. O să-l vedeți în dialogul despre Mondiorin cu Adi Nicarad. Ei doi nu erau compatibili așa. Eu am fost la amândoi, m-am înțeles bine cu amândoi și vreau să zic că Simi a fost cel care m-a introdus în sportul ăsta. El avea pe vremea aia un ciobănesc german, un sur, foarte fain câinele. Și a făcut un gest care nu face oricine, și anume mi-a pus manșonul pe mână, mi-a zis, stai acolo, așa, îi dau drumul la câine, faci așa și așa. Și te învață câinele ăsta să faci, să preiei lansatul, să preiei lansatul. Și într-adevăr, câinele ăla m-a învățat să preia un lansat. Lucru care m-a ajutat foarte mult când am dat examen de atentator de competiție. Da. Sună foarte urât în română numele ăsta de atentator. A trebuit schimbat. Da. Păi în engleză e bite helper. Helper, da. Da, în maghiară e Shaged, adică tot ajutor. În germană e Helfer, toți sunt ajutori. În română e unul negru. Poți să spui în română susținătorul manșonului de competiție. În regulament este atentator denumit. Da, în fine. Deci e o propunere de modificare de mai ții minte? Denumire. Ce anume? De tur, da.
Eu n-am fost la tur, da. N-ai fost? Ei, acolo, să știi că a venit un tip foarte bun, un atentator. Ne-a învățat în câteva mișcări cum să preluăm câinele pe manșon în sistem de competiție și după aceea ne-a dat fiecăruia niște calificative, ceea ce asta a fost tare drăguț. Numai că mulți dintre noi n-am practicat niciodată treaba asta. Asta e un lucru ce ne lipsește nouă. Cursurile de formare. Revenind la Niocoș, el a fost unul din oameni care m-a învățat foarte mult. Eu multă vreme am umblat la el la Székesfehérvár în Ungaria și m-a ajutat mult să-mi formez primul câine. Acum e un fel de Cezar Milan în Ungaria, da, e foarte tare tipul. Adică e numai pe comportament, modelarea comportamentului. Sport nu prea mai face, în schimb cunoaște și latura asta sportivă și este și arbitru FCI de IPO IGP. Îți o să-ți lansez o întrebare după ce. Și mă rog, îl ajută foarte mult chestia asta, că le știe pe ambele. Asta voiam să te întreb, bravo, asta a fost telepatie pură. Asta voiam să te întreb. Crezi că să știe detalii din cum se formează un câine de sport care ține de multe condiționări și multă știință în ceea ce face el acum, are abilitări comportamentale? Absolut, dar și invers. Și invers? Da. Pe mine m-a ajutat foarte mult că am avut multă vreme pensiune. Uh-huh. Și în pensiune vezi câinele altfel decât e acasă la stăpân, asta e clar. Apar alte probleme care trebuie să le rezolvi și a fost un mare avantaj să pot să implementez tot ce... Deci m-am dus la un seminar, uh-huh, chestia asta e mișto. Hai să încercăm. Păi nu poți să-ți cumperi după fiecare seminar un câine. Știi? Da, să încerci cu el lucrurile și pe care... atunci încerci pe un câine din pensiune. Și așa am învățat foarte mult și am aplicat foarte mult și în dresajul de companie tehnici de sport. Dar și invers e valabil în sport. Eu am văzut foarte mulți sportivi care, pe teren, se descurcă foarte bine, dar voi nu știu să-și plimbe câinele. Îi trage în lesă câinele. Dacă nu-i pe teren, câinele nu-i mai vine când îl cheamă. Deci sunt și probleme de astea. Care ar fi motivele pentru care un câine, să zicem, ar trage în lesă și ce probleme ar putea apărea în urma faptului că acest câine este lăsat să tragă în lesă? În primul rând te doare mâna. Și te doare mijlocul. Da. E incomod. E incomod. Și îți dau un exemplu ce te ajută foarte mult în sport. În marile competiții, de multe ori ai de mers pe jos 1-2 km până ajungi la urma ta, urma trasată pentru tine. Da. Bă, dacă te trage până acolo câinele, obosește, ajunge obosit. Praf. Da, corect. Ce-ți mai face? Nu-ți mai face nimica. Corect, corect. Așa este. Da. Deci aici ai o aplicare clară a dresajului de companie. Dar tu crezi că în dresajul de companie acea atenție, mersul acela extraordinar pe care l-au câinii din IGP, așa cum se numește acum, și IPO, cum se numea înainte, are vreo importanță? Adică ai munci cu un câine, că bănuiesc că e o tehnică aparte să faci un câine să meargă cu capul sus. Ai munci cu un câine de companie atât pentru a crea acea atenție în deplasare? Folosește la ceva? Nu atât, dar muncesc. Întotdeauna muncesc la atenție pentru că, și ăsta e un exemplu foarte clar, dacă eu stau la calculator sau mă uit la un film, sunt concentrat acolo, nu? Îmi zice nevastă mea să dau cu aspiratorul, crede-mă, nu aud. O, dar ce focus ai! Și aici fac paralela. Bă, gândește-te dacă câinele tău scanează toate mirosurile de pe jos. Nu-i atent la tine. Tu îi zici ceva, nici măcar nu te aude.
Deci e important să ai o relație cu câinele și câinele să fie atent la tine. Dacă ai plecat, repede să se sesizeze că bă, ăsta nu mai e aici. Unde trebuie să văd unde e, da. Trebuie să văd unde e. Ești deci, de acord practic, cu mine? Tu trebuie să devii mai important decât este ce miroase el acolo. Absolut, aici ai pus punctul pe ei. Eu consider că tu, când îți cumperi un câine de companie, ți-l cumperi pentru tine. Nu îl cumperi ca să... Și trăiască el viața așa. Și trăiască el viața lui sau să-l duci în parc să se joace cu alți căței sau bă, îți distruge curtea, mai iei un câine ca să... Bă, să mai fie doi când tău. Distrug curtea, da, adică... Să distrugă mai bine. Da, da, da. Nu, eu consider că dacă ți iei un câine de companie, atunci ți-l iei să îți țină companie și să formezi o relație cu el. Și cum știm bine amândoi, câinii se pot dresa pentru că au un instinct care alte prădătoare nu-l au, instinctul de haită. Ăsta este motivul pentru care câinele te ascultă, nu cârnăciorul. Cârnăciorul te ajută să-l înveți anumite comportamente, dar în să-i final... creezi imediat atunci asocierea pozitivă, ca să exact. Prindă încredere în ceea ce inițiezi tu exact. Și nou pentru el. Exact. Dar nu cârnăciorul sau mingiuța este stăpânul câinelui. Eu da, sunt. Da, eu sunt cel mai bun prieten al lui. Foarte, foarte interesantă nuanța asta pe care tu ai spus-o. Și... pentru că oamenii pot înțelege greșit. Băi, umblu cu o borsetă plină de cârnați și gata, frate, am rezolvat, trec și strada, îl țin și după mine, îl învăț și la pas. Cârnăciorul doar ca să învețe comportamentele. Cârnăciorul ăla la un moment dat o să dispară. Se crește spiritul de cooperare. Și aici ai și să zic așa, tot farmecul sportului, pentru că tu când intri pe teren, tu nu ai nici măcar lesă. Ai doar o zgardă pe câine și relația cu câinele. Atât. Deci, nici măcar. Singura care te mai salvează atunci să nu te faci de râs. Da, nu, e singura care trebuie să o arăți. E cea cu care te mândrești, cea care trebuie să iasă în evidență. Pentru că un câine care merge așa, agalea lângă tine, nu îți arată o relație fericită. Da. Dar știi că înainte, cum erau dresorii noștri din țară temerari, neștiind și nu de seminarii, și nu de lucruri de-astea de finețe, așa cum erau în Occident, ei dădeau probe de genul ăsta, BH, IPO 1, IPO 2, șuțul era pe vremea aia, da? K-9 sau... Și toți câinii cam așa mergeau, ok, merge la pas. A, e, perfect. Da, dar nu numai la noi era așa. Da, peste tot? Dacă te uiți și poți să găsești filmări de acum 30 de ani, și te uiți la o filmare de acum 30 de ani, care are 90 de puncte, campion nu știu de care. Bă, nu merge cu atenția fixă aia care există în ziua da. De azi. Deci a și aici tehnica. Evoluția dresorilor, evoluția regulamentului și schimbarea lui. Pentru că ce-a fost o muncă excelentă acum 30 de ani, acum e nesatisfăcător. Adică corect. Nici măcar nu e examenul. Corect. Așa s-o schimbat. E ca și cum ai merge cu o Dacia din 70 care scoate fum negru pe țavă. Da, tu mergi cu ea, e mașină. Da. Și mergi cu o mașină electrică. A? Nu, valoarea lor e cam acolo, pentru că aia e old timer. Da, 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 corect, că e mașină retro deja. Da, da, da. Așa, să revenim. Bun. Deci s-a schimbat foarte mult și dresajul, dar și tehnicile de dresaj, dar și interacțiunile între dresori. Și de aici am pornit, pentru că ți-am zis că pe vremuri nu prea ne înțelegeam noi aici, nu că nu ne înțelegeam, pe cocioc. Bă, erai pe concurent pe o piață. Și mă gândesc că așa au fost și în București, și așa au fost și în Brașov, și așa au fost și peste tot. Da, cred că era chestiune de mentalitate. Era chestiune de mentalitate. Vreau să zic că acum nu se mai întâmplă chestia aia.